2-3 contraatacuri foarte bune și n-am reușit să marcăm. Nu știu dacă era echitabil, pentru că și Universitatea Craiova au avut 2-3 situații bune de a marca, dar important este că băieții au luptat pentru acest punct. Este un punct important pentru noi, câștigat în deplasare la Universitatea Craiova. Mă bucură faptul că este al doilea meci consecutiv care nu am primit gol, pentru că în meciurile trecute am avut o serie de vreo 3 meciuri în care am primit câte 3 goluri și lucrurile nu stăteau în regulă deloc, așa că mă bucur că am reușit să reglăm acest aspect pentru moment. Mai sunt multe meciuri de jucat, dar este îmbucurător faptul că nu am primit gol astăzi și echipa s-a mișcat destul de bine, în special pe fază defensivă. E greu să-l blochezi pe Mitriță, însă Friday Adams, după ce l-a certat la acea pasă înapoi, parcă și-a revenit. Cum? Adams a jucat foarte bine astăzi, nu numai el, toată echipa au depus un efort uriaș și au alergat. Nu este ușor să joci contra unei echipe cum este Universitatea Craiova, care au o calitate fantastică, în special pentru faza de atac. Mitriță, chiar Bayram, sunt jucători foarte, foarte tehnici care poate să dezechilibreze oricând. Acum, pe final, Mitriță a avut o acțiune, a trecut de 3-4 jucători, deci are abilitate foarte bună tehnică și nu i-a fost ușor, dar s-a descurcat destul de bine. Florescu, acea execuție, dacă era mai atent în fața porții sau... Da, este un jucător care pasează foarte bine. De data asta, bine, și la meciul cu Rapid a făcut foarte bine faza defensivă. Este adevărat că ne-am apărat jos, pentru că n-am vrut să le dăm spații celor de la Craiova, pentru că aveam probleme mari și era foarte greu pentru el să ajungă în terenul advers sau în ultimii 30 de metri al adversarului, dar a pasat foarte bine, a avut inspirația la șutul pe care l-a expediat în prima repriză. Lovește foarte bine mingea, un jucător de calitate. Încep să înțeleagă jucătorii ce le cereți întâmplător sau nu au jucat chiar cu echipe din partea de sus a clasamentului în ultimele etape și iată, Dinamo, Rapid, Craiova, 5 puncte. Da, este meritul lor în primul rând. Este meritul lor pentru că se antrenează foarte bine, ascultă și respectă ceea ce lucrăm la antrenament și iată că se vede în jocurile oficiale. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc.